seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Aizu, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri de astăzi. Pacienții Spitalului de Boli Cronice din Călinești, Argeș, au fost evacuați după ce un aparat de aer condiționat a început să scoată fum. Sectorul 1 al capitalei este la un pas de stare de alertă, o spune chiar primarul sectorului. Gunoiul nu a mai fost ridicat de aproape o săptămână. Administratorul unui centru pentru copii din Dâmbovița a fost bătut crunt pentru că a reclamat o inundație. A fost panică în această dimineață la Spitalul de Boli Cronice din Călinești, județul Argeș. 32 de pacienți au fost evacuați după ce dintr-un aparat de aer condiționat al unității medicale a ieșit fum. La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de pompieri, dar și salvatorii de la smurt. Fumul apărut la nivelul etajului 1 al spitalului l-a determinat pe medicul de gardă și pe asistenți să evacueze pe cei 32 de pacienți, unii dintre ei aflați în scaune cu rotile, netransportabili. În primul rând am auzit alarma de incendiu, asistenta m-a anunțat că este fum, am văzut și eu personal că este fum, ceață, miros de fum. Am anunțat practic personalul medical să începem evacuarea pacienților, ne-am asigurat că nimeni nu a declanșat din greșeală butonul de urgență. Am verificat saloanele, am identificat sursa fumului. Eram la tratamentul de dimineață care se face în fiecare dimineață la pacienți, am observat fum pe hol ieșit din salonul 1. Noi avem toate ușile deschise la saloane pe timp de noapte. Am strigat fum pe secție. Am anunțat medicul de gardă. Erau speriați pacienții? Nu toți. Angajații ISU Argeș și-au confirmat că în spital nu a fost incendiu cu flacără, ci doar o degajare de fum, care ar fi avut ca sursă un aparat de aer condiționat. Ei spun că sistemele de detecție au sesizat fum într-un salon al spitalului și astfel s-a declanșat alarma de incendiu. E posibil s-a produs un scurt circuit. Până la sosirea forțelor de intervenție, personalul medical a evacuat 32 de pacienți și a oprit alimentarea cu energie electrică pentru a evita un posibil incendiu. Ministerul Sănătății a anunțat că toți cei 32 de pacienți evacuați de la Spitalul de Boli Cronice din Călinești, în urma unei alerte de incendiu, au revenit în saloane, iar echipajele medicale de urgență s-au retras. Urmează ca anchetatorii să stabilească dacă mentenanța aparatelor din spital s-a realizat la timp și dacă a fost de calitate. În acest moment, situația la spitalul din Călinești se desfășoară în condiții de normalitate. Administratorul unui centru de zi pentru copii din Dâmbovița a fost bătut violent de mai mulți indivizi care s-au folosit de pumni și lopeți pentru a-și impune punctul de vedere. Totul ar fi pornit după ce bărbatul ar fi reclamat faptul că din cauza unei parcări ilegale făcute de agresori s-ar fi inundat curtea centrului. Când administratorul a mers să discute cu vecinii săi, a fost luat la bătaie de aceștia. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Camerele de supraveghere din localitatea Bilciurești au înregistrat momentul în care administratorul centrului de zi pentru copii a fost lovit. I-a dat cu lopate aici, apoi am căzut jos, m-a luat la picioare și în parte din spate la coloană. Unul dintre cei implicați în scandal susține că bărbatul nu a fost lovit, ci a căzut. Mai mult decât atât, acesta reclamă faptul că administratorul nu se ocupă de centru și că din cauza șanțului necurățat s-a inundat curtea, nu a parcării amenajate. Păi el a deranjat faptul că am făcut parcarea asta aici. Cu ce îl încurcă pe el? Nu văd legătura. Păi și ce v-ai stat? Am luat și eu și v-ai zis. A venit cu primăria și a făcut șanțul. Nu e bine. Curtea lui, terenul lui ăsta? Nu. Apa fiind foarte mare, a venit până aici, pe asfalt. Eu ce eram? Cu ce eram? A plouat mult. A plouat mult, domnule. Administratorul centrului susține că a fost luat la bătaie chiar în momentul în care a mers să vorbească cu agresorii și cu primarul. Da, sunt băgate niște tuburi de băieții de aici, vecinii de peste drum, au făcut o parcare pentru tirurile lor personale. Și am zis să scoatem tuburile alea de acolo, să-i dăm drum la apă ca să poată să ducă, să curgă la vale toată apa, să rezolvăm problema cu inundatul. Sunt prea mici sau ce? Sunt prea mici. Între timp ce vorbeam cu doamna primar să rezolvăm problema, ei au tăbărât pe mine cu lopeți. Bărbatul a ajuns la spital și, în urma investigațiilor medicale, este suspect de fractură de coloană. A fost adus la departamentul de urgență al Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, un tânăr de 38 de ani din comuna Bilciurești, în urma unui politraumatism,
afirmativ datorat unei agresiuni, respectiv un traumatism craniocerebral și de coloană vertebrală. Vecinii nu vor să se implice în scandalul dintre cele două părți, însă spun că a plouat torențial și că mai multe curți au fost inundate, nu doar cea a centrului. Acum polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe și continuă cercetările. Aveți grijă cui deschideți ușa. Locatarii unui bloc din capitală s-au trezit la ușă cu doi pretinși angajați ai unei firme de dezinsecție, dar nici vorba de a-i scăpa pe oameni de insectele nedorite, ci mai degrabă de bunurile de valoare din casă. Cum să evitați astfel de situații? Vă spun în câteva minute în jurnal. Inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București a fost demis. Ministrul Educației a luat această decizie după ce Ionel Pușcaș ar fi spus că incidentul de ieri, când un elev s-a aruncat pe geamul unei școli din capital, a fost doar o joacă obișnuită. Colega mea, Alexandra Popescu, a urmărit acest subiect. Alexandra, ce informații noi ai în momentul acesta? Bun găsit, Marius. Ministrul Educației l-a demis pe Ionel Pușcaș, șeful Inspectoratului Școlar al Capitalei, în urma declarațiilor acestuia, dar și atitudinii nepotrivite. Fostul inspector, șef al Inspectoratului, a spus că a fost o joacă obișnuită, generată de o stare de nervi, și nu s-a certat elevul care s-a aruncat de la etaj cu ceilalți elevi. De asemenea, Ministrul Educației a mai precizat într-un interviu televizat că reacția lui Ionel Pușcaș a fost una superficială, mai ales având în vedere că la mijloc era pusă în pericol viața unui minor și era pe cale să se întâmple o tragedie. Mai mult, Sorin Câmpeanu a mai declarat și faptul că toți elevii școlii gimnaziale George Bacovia vor face consiliere școlară în urma acestui incident. Vă reamintesc faptul că un elev din clasa a 6-a de la școala gimnaziale George Bacovia din sectorul 4 al capitalei s-a aruncat de la etaj, mai exact de la etajul 1, după ce mai mulți elevi l-ar fi batjocorit și l-ar fi bătut. Mai mult, în momentul în care acesta amenința că se aruncă, era încurajat, ba chiar aplaudat, iar de față era chiar și un profesor de serviciu. Băiatul a fost imediat transportat la Spitalul Marie Curie din capitală, însă medicii au spus că acesta nu avea răni grave, însă a fost trimis mai apoi la Spitalul Alexandru Obregia pentru a-i se face consiliere psihologică. De asemenea, în acest caz a fost deschis și un dosar penal. Marius? Alexandra, îți mulțumim. Clotilde Armand vrea stare de alertă în sectorul 1 din cauza gunoaielor. Este o criză sanitară, spune primarul, care acuză firma de salubritate de șantaj pentru că refuză să mai ridice gunoaiele din sector. Din acest război au de pierdut însă doar cetățenii. Mormanele de gunoaie sunt la tot pasul. Nu au fost ridicate de o săptămână și nici nu pare că se va întâmpla acest lucru în zilele următoare. Sunt tomberanele pline și o mizerie de nedescris. Astfel de mormane de gunoaie sunt peste tot prin sectorul 1. Cetățenii sunt îngroziți, în timp ce primăria poartă un război fără sfârșit cu firma de salubrizare. Dezolant. Indiferent care este motivul acestor răfuieli, astea trebuie rezolvate cât mai repede, pentru că este pur și simplu inadmisibil să vezi ce vedem aici. Să vezi ce vedem în parcuri, trec în fiecare zi, sunt deja 4 zile de când gunoaiele astea, 3-4 zile de când au fost ridicat. Doamna primar, nu e rușine, zice că e de la Paris, franțuzoaie, că așa vine cu moda gunoaielor în București. Unii fac chiar haz de necaz. E plăcut, domne. Dacă e iarnă, dai și un dăr de luși. Aceste mormane de gunoaie se află la o distanță extrem de mică de Piața Victoriei, practic de centrul capitalei. După cum vedeți, nu a mai fost strâns gunoiul de aici, din această intersecție, de mai bine de o săptămână. Iar dacă vizual arată rău, gândiți-vă cum este mirosul. Clotilde Armand vrea acum instituirea stării de alertă în sectorul 1 din cauza crizei gunoaielor. Am solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Municipiului București o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situației sanitare de pe rază teritorială a sectorului 1, cauzată de șantajul și suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate.
Romprest spune însă că nu a întrerupt activitatea în sector, dar nu mai are unde să ducă gunoaiele pentru că firmele care se ocupau de selectare, tratare și depozitare și-au suspendat activitatea. Compania Romprest nu a asistat prestarea niciunei operațiuni din cadrul activităților serviciului delegat. În continuare, se execută operațiunile aferente activităților de salubrizare stradală, respectiv măturat, întreținere curățenie și spălat carosabil și trotuare, conform programelor prevăzute în contractul aflat în vigoare, transmite compania. Solicitarea privind instituirea stării de alertă a fost analizată și de prefectul capitalei. În moment am luat legătura cu factorii de decizie pe partea sanitară și de mediu. Am solicitat și DSP și DSVSA și gărzii de mediu să facă o analiză, să ne prezinte analiza respectivă și în funcție de constatările dumnealor, atunci putem să răspundem sectorului 1 dacă este cazul sau nu, să dăm curs unei astfel de solicitări. Și ministrul mediului a intervenit în acest scandal. O să avem o întâlnire luni la minister cu doamna primar. O să discutăm, o să analizăm situația. Trebuie ridicat gunoiul indiferent de disputa juridică contractuală dintre cele două părți. Războiul a izbucnit din nou între primărie și Romprest după ce marți compania de salubrizare a anunțat că nu va mai ridica gunoiul din sector. Primăria trebuie să plătească o datorie de 120 de milioane de lei care s-a acumulat încă din iulie anul trecut. Astăzi a sunat clopoțelul pentru ultima dată pentru peste 170.000 de liceeni. Bucuria lor a fost însă umbrită de restricții dictate de pandemie. Festivitățile de premiere au fost mai sumbre. Părinții asistând cu ochii în lacrimi după gardurile școlilor în cele mai multe orașe. Și totuși, în ciuda restricțiilor, absolvenții privesc spre viitor cu mare încredere acum. Celebrele careuri cu toți elevii însoțiți de părinți sunt deja amintire. Pe timp de pandemie, festivitățile au fost restrânse și restrictive. La Ploiești, absolvenții Colegiului Național Mihai Viteazul au coborât pe rând fiecare clasă în parte în curtea unității de învățământ, pe acordurile cunoscutului imn al studenților, Gaudeamus Igitur. Colegiul Prahovean se laudă anul acesta cu 5 șefi de promoție, care au încheiat anul cu 10 pe linie și toți au învățat în aceeași clasă. Acum simt că sunt stăpână pe forțele mele și că sunt gata de facultate, că sunt un om mai bun datorită acestei școli și datorită acestui mediu și sunt foarte recunoscătoare pentru toată această experiență. Voi merge în Olanda la Computer Science Engineering la Technische University of Delft, ca mulți dintre colegii mei. O să urmez ingineria aerospațială. Am fost deja acceptat în străinătate la mai multe facultăți, din America, în Olanda și din Anglia. Și probabil voi merge în Olanda. Informatică, am ales să studiez la o facultate din România, la Cluj, la UBB. Și sper, momentan nu știu exact pe ce domeniu, dar, după cum am zis, ceva care poate să influențeze viața unui om, să ceva care să aibă un rezultat exterior bine văzut. Pentru cei următorii trei ani de facultate mă voi duce la University of Delft în Olanda, iar pentru master nu m-am decis încă și nici nu știu dacă mă voi întoarce în țară sau voi rămâne acolo. Cert este că o să fac Computer Science and Engineering la University of Delft pentru următorii trei ani. Toți cei 5 absolvenți prahoveni de 10 spun că și-au dorit aceste rezultate, dar recunosc că drumul până la obținerea lor nu a fost deloc ușor. La finalul acestei etape importante din viața mea, am ajuns la următoarea concluzie. Atât procesul de stabilire a obiectivelor, cât și perseverența de a le atinge m-au condus la acest rezultat incredibil. Sunt tare mândră de clasa mea și mă simt așa de bine atunci când vorbesc despre rezultatele lor și cu siguranță sunt niște rezultate deosebite. Eu le prevăd un viitor foarte bun acestor copii. Sunt o clasă de excepție. Mai sunt încă 4 mămici care cred că sunt la fel de mândre ca mine. Este o zi frumoasă, dar este o zi frumoasă pentru toți părinții care au copii clasa 12-a. Au fost clasa 12-a. Nu ne vine să credem că s-a terminat. 3, 2, 1. Deși nu le-au putut fi aproape în curtea liceului, părinții au simțit emoțiile copiilor lor.
Astăzi a fost ultima zi de școală pentru elevii de clasa 12 și a 13 și tot astăzi a fost ultima zi de înscriere la bacalaureat. Potrivit calendarului, prima probă, cea la limba și literatura română, va avea loc pe 28 iunie. Pe 29 urmează proba scrisă la subiectul obligatoriu al profilului, iar pe 30 se va susține proba scrisă la alegere. Proba scrisă la limba și literatura maternă va avea loc pe 1 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 5 iulie și tot în aceea zi, la ora 18, se vor putea depune și contestațiile. Probele de competențe și cele orale nu vor fi susținute, ci vor fi echivalate, la fel ca anul trecut. Deratizarea și dezinsecția vin nechemate. Asta au pățit locatarii unui bloc din capitală care s-au trezit la ușă cu doi pretinși angajați ai unei firme de dezinsecție. Nici vorbă de a-i scăpa pe oameni de animalele și insectele nedorite, ci mai degrabă de bunurile de valoare din casă. În contextul în care Bucureștiul este invadat de insecte, infractorii speculează și ei acest lucru. Locatarii dintr-un bloc al sectorului 2 s-au trezit la ușă în urmă cu câteva zile cu dezinsecția. Neanunțați, doi bărbați care pretindeau că lucrează la o firmă de deratizare și-au oferit serviciile în schimbul unei sume de bani. Mi-au spus că nu au treabă cu administrația pentru că sunt o firmă privată și am întrebat totuși, ați vorbit cu administratorul și au spus nu, pentru că nu este nevoie, facem doar individual în apartamente și le-am zis ok, îmi puteți arta o legitimație și avea ceva la gât, era scris cu pixul. În acel moment, Simona și-a dat seama că este vorba despre o excrocherie și nu este prima dată când se întâmplă. Cum mai pățisem cu 2 luni în urmă, când la fel au venit tot doi bărbați, tot cu acele butoiașe cu furtun după ei și au pretins o sumă de bani după ce au dat cu ceva ce părea apă chioară. Pățania Simonei nu este singulară. Pe un grup de Facebook al sectorului 2, mai multe persoane s-au plâns că au căzut în aceeași plasă. Și la noi în bloc, pe Iancului, au venit și, tot așa, femeia de serviciu a chemat pe cineva de la administrație și, surpriză, nu se știa nimic. La ieșire a amenințat-o pe femeia de serviciu. Ceea ce trebuie să știți este că dezinsecția într-un bloc nu se face oricum. În primul rând, administratorul blocului trebuie să încheie un contract cu o firmă specializată în acest domeniu. După aceea, locatarii sunt anunțați de data și ora la care cei de la firma respectivă vor veni să facă dezinsecția. Cel care se ocupă de plată este administratorul blocului, care poate lua suma de bani necesară din fondurile Asociației de Proprietari. Polițiștii trag un semnal de alarmă și spun că în ultima perioadă au primit mai multe sesizări în legătură cu falși angajați ai unor firme de deratizare și dezinsecție. Pentru a evita astfel de cazuri, recomandăm cetățenilor să se asigure că persoanele care le vin la adresa de la apartament să le ceară acte de identitate și legitimații de serviciu, tocmai pentru a se asigura că persoanele care sunt prezente sunt de la respectivele instituții. Nu doar firmele de deratizare și dezinsecție sunt subiectul preferat al excrocilor. Chiar ieri, polițiștii din București au arestat 3 persoane care s-au recomandat a fi reprezentanții unui cimitir și cereau bani pentru întreținerea mormintelor celor care aveau rude înmormântate acolo. Pacienții care așteaptă să facă un transplant pulmonar primesc vești bune. Spitalul Sfânta Maria din capital a fost reacreditat de Ministerul Sănătății pentru a putea face din nou acest tip de intervenție chirurgicală. În același timp însă, copiii care au nevoie de transplant pulmonar pot fi ajutați în Italia, doar pentru că în România nu există deocamdată program de transplant pulmonar pediatric. Poate că timpul ne va fura din vise, dar niciodată speranța. Asta scrie pe pagina sa de Facebook Adriana Simion, unul dintre pacienții care așteaptă de câțiva ani un transplant pulmonar. Suferă de emfizem pulmonar de 9 ani, o boală care îi distruge plămânii și care îi fură aerul la propriu. De 2 ani este trecută pe lista de transplant pulmonar. Că nu mă pot mișca nicăieri, adică oriunde mă duc și, bineînțeles, sunt foarte redusă la a merge, a face efort, tot timpul trebuie să fiu în preajma cuiva și tot timpul să am oxigenul după mine. Adriana povestește cu emoție cum în ziua anunții sale a purtat firele de oxigen care o ajută să poată merge mai departe. În clipele acelea însă nu i-a fost deloc ușor. A fost destul de greu, adică toată noaptea am fost monitorizată de ambulanță, pe perfuzii. Ce să zic, eu nu prea am fost acolo, la propria mea nuntă.
Pentru Adriana însă, dar și pentru ceilalți pacienți care așteaptă să facă un transplant pulmonar, vin vești bune. La Spitalul Sfânta Maria din Capitală se poate face din nou acest tip de intervenție, după ce la începutul lunii martie a expirat acreditarea pentru transplant pulmonar. Primul pas în acreditarea unui centru este depunerea dosarului. Dosarul s-a aprobat, s-au făcut toate verificările. Sfânta Maria are din nou program de transplant pulmonar. Sfânta Maria a transplantat deja 8 pacienți în intervalul 2018-2020. Pentru cei care sunt trecuți pe lista de așteptare, primul și cel mai important pas este existența donatorilor. Activitatea de transplant depinde în primul rând de donatori. Astăzi este ziua transplantului, deci mesajul principal astăzi, acesta ar trebui să fie, transplantul se sprijină pe ajutorul celor care decid să doneze organe, țesuturi pentru a oferi viață celor care așteaptă. Pacienții din România pot fi însă ajutați în continuare și în străinătate. Există un parteneriat între Agenția Națională de Transplant din România și cea din Italia. Agenția italiană transmite solicitările venite din țara noastră, atât pentru pacienți adulți cât și copii, spre 10 centre de transplant din Italia. Vești bune pentru turiștii care vor merge în vacanță la Eforie Sud. În maximum 2 ani, stațiunea se va bucura de plaje nou-nouțe prin lărgirea celor vechi, la fel ca Mamaia și Năvodari. Operațiunea de lărgire și protecție a țărmului din zona celor două eforii au fost demarate astăzi în prezența Ministrului Mediului. Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu, în valoare de peste 800 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene. Când vine vorba de mărimea plajelor, atunci Eforie Sud e una din cele mai vitregite stațiuni. Acum însă situația se va schimba. Se vor pune în operă aproximativ 4,5 milioane de metri cubi de nisip pentru a asigura stabilitatea plajei pe o perioadă de 50 de ani. După lărgirea plajei, inginerii vor trece la etapa a doua, amenajarea de câmpii marine, cu specii de iarbă subacvatică. Iarba de mare va fi implantată mai departe de țărm și va avea totodată rolul de a stabiliza zonele nou nisipate ale litoralului constanțean. Cea mai mare câmpie subacvatică va fi implantată în zona Mangalia Saturn, dar vor fi grădini mai mici și în sudul litoralului, în Agigea, Eforie, Costinești, Olimp, Jupiter, Neptun. Dincolo de cele 50 de hectare de plaje care se vor crea, vom avea 29 de hectare de biodiversitate, 29 de hectare unde specii protejate vor avea posibilitatea relansării. La final, vechile suprafețe de plajă se vor lăți cu până la 100 de metri, iar pe alocuri vor apărea plaje noi, care vor avea aproximativ aceeași lățime. Atât constructorul cât și beneficiarul, adică administrația bazinală Dobrogea Litoral, au luat în calcul inclusiv apariția unor situații neprevăzute, precum descoperirea de situri arheologice, epave sau comori antice. Proiectul a beneficiat la etapa de proiectare de un studiu amplu din punct de vedere arheologic. Toată zona submersă a fost cercetată, chiar a fost identificat un sit, nu este vorba, din păcate, despre o comoară, este doar o embarcațiune antică. Proiectul ce vizează zona stațiunii Eforie Sud se ridică la aproximativ 130 de milioane de euro. Destinația anului 2021 în România își așteaptă regiunile finaliste. În cadrul celui mai ambițios proiect de promovare a turismului din România, Prima TV vă va prezenta săptămânal destinații de poveste. Deja 10.000 de oameni și-au exprimat votul în competiția regiunilor turistice din țară. Susținători entuziaști ai unor destinații superbe s-au întrecut în mesaje de mobilizare în social media. Cele mai multe nominalizări de până acum sunt îndreptate către Banatul de Munte, Delta Dunării și Țara Făgărașului, dar situația se poate schimba în orice moment. Până pe 5 iunie, atunci când se vor afla regiunile finaliste, oamenii mai pot face nominalizări pe site-ul destinațiaanului.ro. Românii vaccinați care vor călători în Spania cu avionul nu vor mai avea nevoie de test PCR negativ. De luni va fi suficientă adeverința de vaccinare. În ce condiții vor putea călători și în Franța? Vă spun în câteva minute în jurnal.
Credem că mâncăm sănătos, dar de fapt nu este chiar așa. Este semnalul de alarmă tras de specialiști în nutriție. În România, fructele și legumele sunt pline de pesticide. Merele, căpșunele, salata verde și roșiile conduc detașat acest top. Oamenii sunt conștienți, dar se resemnează. Produsele 100% autentice, sănătoase, sunt tot mai greu de găsit. Căpșunele, spanacul, nectarinele sau merele sunt printre fructele și legumele care conțin cele mai multe pesticide, potrivit unui studiu realizat în Statele Unite. Pe de altă parte, avocado, porumbul, ananasul și ceapa sunt cele mai sigure. Și o cercetare făcută în România a arătat că merele, căpșunele, salata verde și roșiile conțin cele mai multe substanțe nocive. Oamenii sunt conștienți de pericol, dar încearcă să fie cumpătați. Nu mai cred în nimic acum, adică nici în astea bio, nici în celelalte. La un dat eram bucuroasă că mănâncă copii ardei roșu, gras, îl mâncau ca pe bomboane, mănâncă roșii, mănâncă castraveți, dar eu știu cât am auzit că căpșunile toate au 20 și ceva de substanțe puse să crească. Să... Dacă răzui merele alea, se ia ceară efectiv de pe ele sau nu știu ce-o fi acolo. Și gustul, cum e gustul? Da, asta nu mai zic. Tai un măr și stă așa... 3 zile, nu se stafidește, nu se negrește. Nu așa am pomenit de mic copil să mănânc. Mâncam când eram mici și nespălate și nu ne era frică, dar acum se frică cu atâtea. Există o variantă în care noi ne producem singur mâncarea, ceea ce destul de puțin probabil, mai ales pentru orășeni, sau varianta în care cumpărăm de la mici producători în care avem încredere, care chiar își respectă cumpărătorii și fac o agricultură, să spunem, apropiată de bio, chiar dacă nu toți au licența de bio. Și, bineînțeles, există și varianta de alimentație bio, unde sunt foarte bine reglementate aceste aspecte, nu e voie să se folosească niciun fel de pesticide, îngrășământ și așa mai departe. Este o alimentație mai scumpă. Și nu sunt singurele probleme cu care ne confruntăm. Mai grav este că sărim peste mese și mâncăm fast food. Doar 6 din 10 români consideră că prima masă a zilei este importantă. Cei mai mulți dintre cei care o servesc aleg produsele lactate și nu petrec mai mult de 10 minute în bucătărie. De obicei, lumea sare peste micul dejun din diverse motive, că nu au timp, că au alte probleme și așa mai departe și aglomerează mesele în a doua jumătate a zilei, ceea ce este foarte greșit. Nutriționiștii recomandă diversitate și pentru prima masă a zilei. Au văzut doar ochii oamenilor, n-au știut ce înseamnă un zâmbet și au învățat că este normal ca fața să fie acoperită, ochii și gura. Așa au cunoscut lumea până acum. Copiii născuți în plină pandemie. Primul an de viață i-a privat pe unii dintre ei de prieteni buni și de un zâmbet sincer. Dario este unul dintre copiii care s-au născut în această perioadă dificilă. Are un an și în scurta sa existență, masca a făcut parte din normalitate. Când ne vedea cu mască, doar ne trăgea. La oameni li se părea normal lucrul ăsta. Vorbesc la plural pentru că am mai avut încă un bebeluș născut cu 2 săptămâni înainte și nu reacționau diferit. Pur și simplu trăgeau de măști și râdeau. Din cauza pandemiei, nu s-a putut bucura din plin de primul an de viață. Restricțiile l-au ținut captiv în casă. Nu am putut să merg mereu în parc când am vrut, aveam emoții pentru că nu știam cu cine interacționează și cum putea să interacționeze, cine avea boala sau ceva. Prin aceeași situație a trecut și Anais. Aș vrea să duc la un circ, la un spectacol, încă e mică, dar cred că teatru de păpuși ar fi fost ok pentru ea. Anais are un an și jumătate și este o minune pentru părinții ei care s-au chinuit ani la rând să aibă un copil. Din păcate, în primele luni de viață, nu a putut să se bucure de întreaga familie. E frustrant, dar în același timp, practic așa s-a născut, nu? Și e totul normal pentru ea. Mie mi se pare frustrant și tot timpul să mă vadă cu mască, adică unde e mimica. Practic, verișoarele ei au fost private de lucrul ăsta, pentru că la început, cel puțin, chiar nu s-au văzut. Și ea fiind mică, ar fi trebuit să aibă parte de afecțiunea lor, dar, din păcate, nu a avut parte. Specialiștii spun că cei mici se vor obișnui repede cu noua realitate, dar în subconștient vor rămâne marcați de perioada dură în care s-au născut. Practic, copiii din această generație se nasc deja stresați. O femeie care trece prin probleme emoționale pe parcursul sarcinii transmite și fătului. Copilul
simte și preia starea mamei. Mai târziu, după ce se naște, copilul poate să manifeste anumite stări de agitație. În general, copiii foarte mici manifestă depresia prin stări de agitație, prin stări de plâns. În astfel de situație se află mulți copii, pentru că în pandemie numărul nașterilor a crescut cu 20%. Peste 70% dintre elevii din România învață lecția umilinței. Sunt victime ale agresiunii psihice și fizice la care colegii îi supun. Dincolo de statistică, rămân traumele pe care unii dintre copii le poartă cu ei o viață întreagă. În acest context, un ONG din județul Iași merge din școală în școală într-o campanie de prevenire a bullying-ului. Este mesajul pe care un psiholog din Iași vrea să-l răspândească în rândul elevilor. Ideea campaniei Impact Stop Bullying a apărut după ce numeroși copii și părinți afectați de fenomeni i-au trecut pragul cabinetului să-și vindece rănile. Campania Impact Stop Bullying a debutat în luna noiembrie anul 2018. Este o campanie de informare și consiliere. Consecințele acestui fenomen sunt foarte grave. Nu numai în planul de dezvoltare a copilului, ci și pentru familie, pentru întreaga societate. Imaginea campaniei este Ianis, un elev de 13 ani. Bullying-ul pentru mine înseamnă suferință. Avem trei modalități pentru a combate acest caz. Unu, să ne respectăm unii pe alții. Doi, să ne facem prieteni. Și trei, să ne acceptăm exact așa cum suntem. Avem curaj să spunem stop bullying. Directorii de școli și licee spun că astfel de inițiative de combatere a fenomenului de hărțuire sunt mai mult decât binevenite. Se observă comportamentul elevilor, le trezește anumite sentimente, își pun anumite întrebări și atunci ei reacționează altfel, mult mai bine, spun eu. Pe lângă psiholog, un avocat și un polițist vin și ei cu informații în fața copiilor. Ce sfaturi le dați? În primul rând să anunțe părinții, cadrele didactice sau alte persoane care într-adevăr consideră că le pot veni în ajutor. Au fost multe cazuri până acum care au ajuns la dumneavoastră? În acest an școlar, desigur, avem sesizări privind anumite comportamente de tip bullying. România este pe locul 1 în Europa la numărul de elevi cu vârstă între 11 și 15 ani care își agresează colegii. 72% dintre elevii din România au fost victime ale acestui fenomen, arată un studiu realizat de Asociația Telefonul Copilului. Mai puțin de jumătate dintre ei găsesc puterea să povestească prin ce trec. Aspectul fizic este principalul aspect de care agresorii se leagă. De astăzi, Constanța are o grădină senzorială. Este un proiect destinat copiilor cu nevoi speciale din oraș și a fost susținut de membrii trupei Cargo, ambasadorii campaniei Music for Autism. Iar grădina senzorială poartă numele chitaristului Adrian Bărar, răpus de COVID la 61 de ani. Grădina multisenzorială este un mediu în care activitățile stimulative și experiențele sunt utilizate pentru a crește comportamentele pozitive pentru persoanele cu dizabilități severe senzoriale sau probleme neurologice. Dezvoltăm cele 5 simțuri, da? Gustativ, auditiv, vizual, tactil. După aceea pășim pe aleea terapeutică, care merge pe principiul presopuncturii, în care stimulăm partea tălpile, copilul merge desculț. Faptul că trebuie să te descalți, să rămâi în picioarele goale pentru a putea să simți texturile trotuarului senzorial, trezește o stare aparte pentru cei care încearcă această experiență. Este asemenea unei teleportări în mijlocul naturii. Beneficiarii principali ai proiectului sunt copiii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist. Învață că elementele din natură sunt diferite, textura acestora, care este diferența dintre moale și tare, dintre aspru și lucios. Și în felul acesta pot identifica foarte ușor situații de viață. Îmi povestește că se simte foarte bine. Simte. Câteodată mai simte, câteodată nu simte. La realizarea grădinei senzoriale s-au folosit materiale dintre cele mai diverse, precum nisip, piatră, lemn, culori și textile speciale. Avem aleia terapeutică și aleia cu plante aromatice. Aceștia își dezvoltă simțurile și, bineînțeles, și culoarea face parte din terapie, cât și ambientul pe care îl auzim pe fundal. Toate acestea ajută elevii cu dizabilități să-și dezvolte carențele pe care le au fizice,
cât și emoționale. Noi, Cargo, suntem ambasadorii campaniei Music for Autism. Orice facem pentru acești copii e foarte important. Pentru ei, orice amănunt e extraordinar de important. Și, în loc să ne facem că nu vedem, cred că e mai bine să punem umărul și să facem ceva. Întregul concept este realizat din materiale rezistente la intemperii. Proiectul este susținut de campania Music for Autism, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Mâine zi cu mare emoții, Naționala Olimpică de Fotbal a României va înfrunta Mexicul în pregătirea Jocurilor Olimpice. Partida va fi transmisă în exclusivitate de Prima TV de la ora 21. Astăzi, Naționala noastră are ultimul antrenament înaintea meciului. Colegul nostru, Alin Petrică, este acum în Marbella, acolo unde se dispută partida. Alin, cum este acolo și ce spun românii din zonă? Cantonamentul lotului olimpic al României se află într-un paradis. Nu mă refer aici numai la hotelul de 5 stele în care este cazat, ci și la localitatea în sine. Marbella este recunoscută pentru nisipul foarte fin, pentru apele turcoaz și pentru natura de un specific mediteranean incredibil. Nicolae Dică are aici misiunea de a dovedi că schemele și tacticile sale sunt de succes. Dacă formula aplicată de el în meciurile de mâine și de miercuri contra Mexicului și Australiei vor avea succes, atunci este posibil ca și la Olimpiada din Tokyo să fie o formulă de succes. În Marbella locuiesc 1200 de români. Am vorbit cu o parte dintre ei. Din păcate, ei nu pot urmări meciul pe stadion. Autoritățile de aici au decis că, din cauza COVID-ului, accesul publicului este interzis. Însă, mulți dintre ei vor urmări meciul pe Prima TV. Pentru Prima TV a transmis din Spania Alin Petrică. Românii vaccinați care vor călători în Spania cu avionul nu vor mai avea nevoie de test PCR negativ. De luni va fi suficientă adeverința de vaccinare. Situația este asemănătoare și în Franța, unde, de miercuri însă, toți românii care doresc să intre pe teritoriul francez trebuie să prezinte dovada vaccinării cu ambele doze de ser sau un test PCR cu rezultat negativ, indiferent de mijlocul prin care ajung acolo. Dovada vaccinului sau a testului poate fi făcută prin certificatul digital al Uniunii Europene sau printr-un alt document care atestă cele menționate. Rochia de mireasă a prințesei Diana a fost expusă publicului pentru prima dată după 25 de ani. Unde poate fi admirată? Vă spun imediat după publicitate. Rămâneți cu noi, revenim în 3 minute. Rochia de mireasă a prințesei Diana a fost expusă publicului pentru prima dată după 25 de ani. Creația poate fi văzută la Palatul Kensington, fosta reședință a prințesei și actuala reședință a ducelui și ducesei de Cambridge. Cu o lungime de 7,6 metri, rochia a oferit un adevărat spectacol vizual pe parcursul drumului tinerei mirese către altar în Catedrala Sfântul Paul. Nunta prințesei Diana cu prințul Charles a avut loc în urmă cu 41 de ani, în iulie 1981, iar evenimentul a fost unul extrem de grandios, urmărit de oameni din toată lumea. La cererea prințesei, rochia a fost creată de designerii David și Elizabeth Emanuel. Corsetul este decorat cu o dantelă care a aparținut reginei Maria și are aplicate 10.000 de paiete și perle valoroase. De asemenea, rochia a avut cea mai lungă trenă folosită vreodată, numai puțin de 8 metri. When I look at that dress and it brings back memories of that amazing time that we spent together, you know, getting ready for the wedding. When Diana said, "Would you do me the honor of making my wedding dress?" It was that second that I knew that our lives would never be the same again. Creația poate fi admirată până pe 2 ianuarie 2022 în cadrul expoziției Royal Style in the Making. Atât prințul William cât și prințul Harry și-au dat acordul ca rochia purtată de mama lor să fie prezentată aici. Cu o fustă amplă și mânești bufante decorate cu fundițe și volane, rochia e o combinație între tradiție și moda anilor 80. And we felt that that was a really special opportunity to put the wedding dress on display at her home here at Kensington Palace and to use it to tell that story of the collaboration between herself and the designers of the dress, the Emmanuels.
while it's got lots of historic references, it's sort of bang on trend for 1980s fashion. And so it very much put Diana at the forefront of fashion. And that was quite new and quite unusual for royal brides. Ea s-a stins din viață pe 31 august 1997 într-un accident de mașină. Trecem acum la sport. Rădoi este atacat din toate părțile după înconfrângere rușinoasă a Naționalei României. În Spania, atmosfera este însă mult mai plăcută. Dica a preferat ca primului meci în calitate de antrenor al Naționalei Olimpice. Și Mudică a semnat cu CFR și a promis că nu va mai face scandal în timpul meciurilor. Iată principalele subiecte din sport. Mirel Rădoi este singur împotriva tuturor. Selecționerul primește critici din toată lumea fotbalului, atât din cauza rezultatelor, cât și din cauza tacticii folosite la echipa națională. Mâine, Naționala Olimpică joacă primul meci amical, în direct, la Prima TV. La Focus Sport aflați ce a spus Dică înaintea confruntării cu Mexic. Barcelona are antrenor. Juan Laporta a făcut marele anunț, iar catalanii se axează acum pe prelungirea înțelegerii cu Leo Messi. Șumudică nu mai vrea să fie spaima arbitrilor. Antrenorul care tocmai a semnat cu CFR vrea să se transforme într-un tehnician model. Tamaș va schimba echipamentul sportiv cu ținuta la 4 ace. Fundașul a primit o ofertă pentru a deveni președinte de club. De la sport trecem la meteo. Colega mea, Georgia Ninu, este alături de mine și are cele mai noi informații. Bună seara, Georgia! Cum va fi vremea? Bună seara, Marius, bună seara tuturor! Vestea bună este că vremea se încălzește în capitală. Mâine avem 25 de grade, duminică 24, iar luni chiar și 27 de grade. Vestea mai puțin bună este că în continuare nu scăpăm de ploi, vor mai fi ploi, însă de scurtă durată, pe parcursul următoarelor 3 zile. Vă dau detaliile chiar acum. Te rog! La noapte în România o să se noreze în est, în sud-est, dar și la munte, iar dimineață vor fi ploi de scurtă durată, temperaturile minime se vor încadra, iată, între 5 și 16 grade. Mâine vremea o să fie instabilă, dar temperaturi normale totuși pentru începutul de iunie. După amiază și seara vor fi perioade cu averse, tunete și fulgere, local în nord, dar și pe arii restrânse în rest. Va ploua și torențial, iar izolat se vor strânge cantități mai însemnate de apă și va cădea și grindină. Valorile de mâine vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În capitală s-ar putea să plouă după amiază, însă o să fie de scurtă durată. Mâine maxima va ajunge până la 25 de grade. Mă opresc aici cu datele despre vreme, dar vă aștept cu prognoza pe larg după Focus Sport. Marius. Georgia, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, Focus se încheie aici, însă ne revedem peste câteva minute cu știrile din sport.